Porcul românesc riscă să dispară, iar mehedințienii nu vor mai avea carne sănătoasă pe masa de Crăciun. Țăranul nu mai poate avea un număr mai mare de 5 porci, nu va mai avea voie să țină scroafa cu porci și nici să cumpere de la fermele mari. Ministrul Agriculturii a declarat că în gospodăriile țărănești nu poți avea mai mult de 5 porci. În urma publicării în dezbaterea publică a Ordinului de către Ministrul Agriculturii Adrian Oroș numărul 24 din 29 ianuarie 2021 pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României, criticile din spațiul public nu au întârziat să apară. Există un ordin al Ministrului Agriculturii care specifică faptul că în gospodăriile țărănești nu pot să crești mai mult de 5 porci. Ce părere aveți despre asta? Nu este corect ca să Eu pot să cresc și ce porci. La mine în, 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 gospodărie. Că eu, dar să am cu ce să-i țin. Să pot să mă duc să, să am, să, să, pot să muncesc, să, am, să iau greu, să iau porun, să iau ăștia. Asta nu e o problemă. Eu am o părere că nu e corect pentru că țăranul cu așa ceva trăiește. Pentru că altă surse de venit nu au de unde. Ei cu vaci, cu porci, cu animale, cu asta trăiesc. Și datorită lor putem să trăim și noi, uite. Ne aduc la piață de toate. Dar că ei nu cresc, noi de unde avem? Nu e corect. Oamenii trebuie să țină că dacă nu, de unde cresc, de unde produc. Dacă au o rasă bună, cum ar fi mangalița sau oia, care porcii sunt de rasă, numai pentru, n-au colesterol, așa că omul, dacă nu-l mai ține, de unde îl mai produce? De unde se duce? Nu, nu e corect. Problema este că dacă scroafa naște, ai sărit din start peste pragul de minim 5 porci în gospodărie, ceea ce înseamnă că trebuie să-ți faci un PFA să ai contabil paznic angajat doctor cameră de medicamente depozit pentru dezinfectanți toate acestea într-o clădire separată de fermă. Păi trebuie să ținem cât de mult, să mâncăm cât mai mult bio, că de aia ne îmbolnăvim dacă mâncăm carne cu, ormon, ținută pe, prin vitrine de mult timp, așa omul știe ce mănâncă, mai avem copii la oraș, nepoți, le mai dă și lor câte o bucată. Dacă fată purcea o ce să fac, să, să, că am cinci porci? În agricultură, țăra nu trebuie să muncească cu tot ce e necesar, cum am muncit înainte, de mânca lumea mălai și era sănătoasă și acum toată lumea e bolnavă. Gospodarii stau și se gândesc, toate aceste investiții de sute de euro la o fermă de 6-7 porci, cam în cât timp vor fi recuperați banii? Toate aceste măsuri vin să distrugă gospodăriile țărănești unde oamenii produc carne sănătoasă și proaspătă, doar pentru a cumpăra carne importată din alte țări.